Ziua bună, dragilor! Am venit azi în fața voastră cu o ispită dulce, păcătos de bună și de aromată, o prăjitură cu blaturi moi de ciocolată și cremă bogată de mascarpone și caramel. La mine acasă a avut mare succes prăjitura asta. Am degustat-o printre suspine de plăcere și am botezat-o simplu prăjitura Lulu. Dacă sunteți curioși, rămâneți alături pentru lista ingredientelor și modul de preparare. Iată așadar ingredientele pentru blatul prăjiturii noastre. Vom avea nevoie de 8 ouă întregi. Vom folosi 250 de grame de zahăr. Vom avea nevoie de 120 de grame de făină, un plic de 10 grame de praf de copt. Apoi, alte substanțe uscate vor fi 70 de grame de griș de grâu și 55 de grame de cacao. Vom folosi 150 de ml de lapte, 100 de ml de ulei, 100 de grame de unt și vom mai avea nevoie doar de un praf de sare și pentru aromă de 2 plicuri de zahăr vanilat. Să ne apucăm de treabă, deci. Pentru că prepararea blaturilor nu va dura foarte mult, încă de la început vom porni cuptorul și îl vom fixa la 175 de grade Celsius. Apoi vom separa cele 8 ouă, punând gălbenușurile și albușurile în 2 castroane încăpătoare. Peste gălbenușuri vom adăuga sarea, apoi jumătate din cantitatea totală de zahăr și cele 2 plicuri de zahăr vanilat. Începem să mixăm cu mixerul la început la viteză mai mică, apoi tot mai mare, până când vom obține o cremă spumoasă deschisă la culoare. În timp ce vom amesteca în continuare cu mixerul, vom începe să turnăm uleiul în fir subțire, ca la maioneză, până când se va încorpora complet. La fel, vom încorpora untul topit, dar nu fierbinte, în timp ce vom amesteca continuu cu mixerul la viteză mică, în compoziția de bază de gălbenușuri de ou și zahăr. Vom așeza o sită deasupra castronului cu crema de gălbenușuri, vom pune în aceasta făina, apoi praful de copt și imediat după aceea și cacaoa. Vom cerne prin sită ingredientele uscate deasupra compoziției cu gălbenușuri de ou și unt, apoi vom presăra deasupra uniform și grișul în ploaie ca să fie distribuit pe toată suprafața. Cu mixerul la viteză mică vom încerca să încorporăm ingredientele uscate în crema de bază de gălbenușuri, dar mai bine să omogenizăm puțin înainte cu mâna pentru că m-am trezit într-un norișor de cacao, așa cum merge mai bine. Nu trebuie să exagerăm cu amestecatul, ci vom mixa doar atât cât va fi nevoie să nu mai vedem în compoziție urme de substanță uscată. De câte ori va fi nevoie, vom răzui pereții castronului de cacao și făina care ar putea să adere de aceștia, apoi vom continua să mixăm la viteză mică până când totul este omogen. Acum vom adăuga laptele și îl vom încorpora cu mixerul la viteză mică. Vom lăsa acum deoparte compoziția cu cacao și începem să ne ocupăm de albușuri. Vom pate spumă cu mixerul la viteză mare cele 8 albușuri, până când vom obține o compoziție asemănătoare cu zăpada proaspătă, apoi vom începe să adăugăm zahărul treptat în 2-3 tranșe, bătând în continuare până când zahărul este complet dizolvat și obținem o bezea fermă și lucioasă. Acum vom adăuga peste compoziția cu cacao aproximativ o treime din cantitatea totală de bezea și o vom încorpora amestecând energic cu o spatulă. Prin această operație vom face compoziția cu cacao să devină mult mai spumoasă, deci să aibă o consistență mult mai apropiată de cea a bezelei, devenind astfel mult mai ușor de omogenizat cu aceasta. Vom turna acum toată compoziția cu cacao peste bezeaua rămasă, apoi vom omogeniza totul cu o spatulă, ridicând în permanență compoziția de pe fundul vasului către suprafață, în timp ce vom roti ușor vasul în sensul acelor de ceasornic, ferindu-ne să amestecăm circular sau să facem mișcări prea bruște care ar putea elimina aerul din compoziție. Ceea ce urmărim este obținerea unei compoziții spumoase care garantează un blat aerat și moale. Vom avea nevoie de 2 foi, așadar vom împărți compoziția în 2 tăvi acoperite cu hârtie de copt. Eu voi folosi tăvile. Din dotarea cuptorului au dimensiunile de 42x35 cm. Ca să fiu sigură că am o cantitate egală de compoziție în fiecare dintre cele 2 tăvi, eu împart compoziția adăugând pe rând câte un polonic în fiecare tavă.
este metoda mea de a mă asigura că cele două blaturi pe care le voi obține în final au exact aceeași grosime, așa încât prăjitura mea nu va avea straturi inegale. Se nivelează cu grijă compoziția într-un strat uniform în ambele tăvi, apoi se coc cele două foi la 175 de grade Celsius. Dacă aveți un cuptor dotat cu funcția de coacere ventilată, puteți să coaceți ambele foi în același timp. Dacă nu, le veți coace pe rând câte 12-13 minute până când vor trece testul scobitorii și vor fi moi și pufoase. Lăsăm blaturile să se răcească și ne ocupăm de cremă, pentru care vom avea nevoie de 250 de grame de mascarpone, apoi de 250 de ml de smântână pentru frișcă cu minim 30% grăsime, de 400 de grame de cremă caramel din lapte condensat pregătită în casă, clic pe linkul care a apărut în stânga sus a ecranului pentru detalii, și de o lingură de extract de vanilie pentru aromă. Vom începe prin a adăuga peste brânza mascarpone toată crema caramel pe care o vom incorpora amestecând cu o spatulă. Nu e indicat să se mixeze cele două ingrediente pentru că brânza mascarpone ar putea să se taie. Următorul pas este să batem foarte bine smântâna pentru frișcă. Atenție, aceasta trebuie să fie foarte bine răcită, preferabil peste noapte la frigider, altfel existând riscul să se separe în unt și zer. Ne oprim de îndată ce aceasta s-a întărit bine. Adăugăm aproximativ o treime din cantitatea totală de frișcă bătută peste crema de mascarpone și caramel și o încorporăm amestecând cu o spatulă. Tot acum vom adăuga și extractul de vanilie și omogenizăm ușor. Vom adăuga acum peste crema de mascarpone și caramel restul de frișcă bătută și o vom încorpora ușor cu o spatulă, cu mișcări lejere pe verticală, așa încât să ne rămână o compoziție cât mai spumoasă. Celor care se întreabă de ce nu am adăugat deloc zahăr în cremă, le voi spune că baza de cremă caramel este suficient de dulce, dar dacă doriți, puteți în această fază să mai adăugați un strop de zahăr pudră pentru o cremă cât vă place vouă de dulce. Cât timp ne-am ocupat noi de cremă, blaturile noastre s-au răcit, așa că este timpul să desprindem hârtia de copt de pe dosul acestora. Hârtia de copt se va desprinde ușor, însă e bine să procedăm cu delicatețe, pornind de la margine către mijlocul blatului. Acum vom împărți fiecare blat în câte două bucăți egale, tăindu-l exact la mijlocul laturii celei mai lungi. Și dacă unora li se va părea exagerat, îmi cer scuze, pentru mine centimetrul chiar este de mare ajutor în această fază, mă ajută să obțin niște blaturi egale și cu laturile perfect paralele, limitând astfel cu mult pierderile ulterioare când ar trebui să îndrept marginile prăjiturii. După ce vom repeta procedeul cu ambele foi, vom obține 4 blaturi de o lățime egală și vom așeza un sfert din cantitatea totală de cremă deasupra blatului pe care îl vom folosi ca bază. Nivelăm crema cu un cuțit cu lama lungă sau o spatulă, apoi cu grijă, pentru că sunt foarte fragile, acoperim crema cu următorul blat. Presăm ușor cu palmele deasupra acestuia, apoi adăugăm încă un sfert de cremă, o nivelăm frumos și vom proceda identic până ce vom fi pus unele peste altele toate cele 4 blaturi. Iată, așez ultimul blat, presez ușor deasupra lui, apoi îl voi acoperi cu crema rămasă. Grișul din compoziția blatului va absorbi umiditatea din frișca bătută, așa că prăjitura noastră va fi foarte fragedă, blaturi umede și moi alternând cu crema bogată și foarte gustoasă. Pentru decorul prăjiturii, eu am folosit 150 de grame de ciocolată cu 75% cacao pe care am topit-o, apoi am turnat-o pe o suprafață rece, am lăsat-o să se întărească și am răzuit cârlionți și așchi de ciocolată cu care am decorat suprafața prăjiturii. Posibilitățile însă sunt nelimitate. De exemplu, ultimul strat de cremă ar putea fi montat cu un poș cu deschizătura stelată, obținând forme atrăgătoare pe suprafața prăjiturii. Ar putea fi răzuită pur și simplu deasupra ciocolată amăruie sau se poate presăra cu nuci pralinate. Rămâne la alegerea voastră. Eu vă mai spun doar că prăjitura este foarte bună imediat după ce o montăm, dar dacă o vom păstra peste noapte la frigider, va deveni cu adevărat fabuloasă. Pentru a o porționa frumos, folosiți un cuțit cu lama lungă înmuiat în apă fierbinte și șters după fiecare tăietură. Ei, dragilor, așa cum v-am obișnuit, poveștile mele nu se încheie cu am încălecat pe oșa, ci cu poftă bună. Și dacă v-au fost pe plac cele văzute și ascultate, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Rețete ca la mama cu Laura Laurențiu.